Numărul bebelușilor infectați cu stafilococul auriu crește de la o zi la alta. 15 bebeluși care au fost născuți la maternitatea Giulești se află în prezent internați la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Potrivit reprezentanților spitalului, 11 dintre aceștia sunt infectați cu stafilococ auriu, meticilino-rezistent, iar pentru alți 4, probele sunt în lucru. Duminică s-au mai înregistrat 2 cazuri, o piodermită, internată în secția de pediatrie, și un caz de celulită, internat în secția de chirurgie. Total internați 15, din care 11 confirmați și 4 culturi în lucru. Total cazuri confirmate până acum 20, se precizează în informarea Spitalului Grigore Alexandrescu. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat astăzi că se caută un nou spațiu de funcționare pentru această maternitate. Chiar din acest weekend am luat legătura cu colegii mei de la compania Imobiliara, o companie așa zis închisă de USR, care va încerca să identifice un spațiu adecvat pentru relocarea de urgență a maternității Giulești într-un spațiu nou, modern. Medicii sunt extraordinar de buni și medicii și asistentele și tot personalul medical, de aceea sunt și căutați atât de mult din întreaga țară și din București. Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a dispus controle în toate maternitățile de stat și private din București și a decis stoparea internărilor la maternitatea Giulești.